Moldova. Astăzi, premierul Dorin Recean găzduiește delegația din statul Carolina de Nord. Avem două evenimente. Primul eveniment vizează semnarea unui memorandum de principii și proceduri între Republica Moldova și statul Carolina de Nord, după care vom avea declarații. Doamnelor și domnilor, prin urmare se anunță ceremonia de semnare a memorandumului de principii și proceduri între Republica Moldova și statul Carolina de Nord cu privire la intenția de a consolida relațiile lor bune. Pentru Republica Moldova semnează domnul Dorin Recean, prim-ministru. Pentru statul Carolina de Nord semnează doamna Elaine Marshall, secretar de stat. Ladies and gentlemen, it is being announced the signing of the Memorandum of Principles and Procedures between the Republic of Moldova and the State of North Carolina, USA, concerning their desire to strengthen good relations. For the Republic of Moldova, it is signed by Mr. Dorin Recean, Prime Minister. For the State of North Carolina, it is signed by Ms. Elaine Marshall, Secretary of State. Închisă ceremonia de semnare a celor două memorandumuri. Este important de menționat delegația din Carolina de Nord care a călătorit în țara noastră pentru a observa semnarea acestui document istoric. Mulțumim și delegației care este prezentă astăzi aici, împreună cu excelențele lor, ambasadorii Republicii Moldova, dar și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la constituirea parteneriatului de colaborare cu statul american Carolina de Nord și eu vreau să încep această relatare în primul rând cu un mare mulțumesc doamnei secretar de stat al Carolinei de Nord, doamna Marshall. Dragă doamna Marshall, noi vă mulțumim foarte mult. Thank you. Vă mulțumim foarte mult pentru dedicația personală, pentru sufletul pe care l-ați depus în această colaborare dintre Republica Moldova și Carolina de Nord. Dumneavoastră sunteți un prieten fidel al țării noastre și întotdeauna ați fost un susținător ferm al Republicii Moldova. Datorită implicării dumneavoastră personale, parteneriatul existent a fost extins în mai multe domenii și suntem recunoscători pentru dedicația și susținerea acordată țării noastre pe parcursul acestor ani. Acest lucru este și mai important în condițiile de astăzi, când Republica Moldova, la fel ca și Ucraina, are nevoie de susținerea reală, dar și politică, pentru ca noi să dezvoltăm societăți reziliente și capacități pentru a ne dezvolta țara. Doamna Marshall este și copreședinte al Comitetului Bilateral de Cooperare între Republica Moldova și statul american Carolina de Nord și ieri
ați avut ședință jubiliară la Ministerul Afacerilor Externe. Pe parcursul celor 25 de ani de parteneriat cu Carolina de Nord au fost realizate și continuă acțiuni și proiecte multiple în domeniul educațional, al schimbărilor academice și universitare, farmaceutică, stomatologie, asistență medicală primară, obținerea accesului la bibliotecile digitale din Carolina de Nord, relații speciale de colaborare cu Garda Națională, aici vreau să atrag atenție în mod special. Mai departe, vreau să remarc cooperarea fructuoasă Republica Moldova, Statele Unite pe dimensiunea securității și apărării, anume datorită programului de parteneriat cu Garda Națională a Carolinei de Nord, țara noastră a beneficiat de asistența Statelor Unite în reformarea sectorului de apărare, pregătirea militarilor moldoveni în instituțiile specializate din Statele Unite, dotarea cu echipament și, foarte important, schimb de experiență. Altă filieră importantă a parteneriatului cu Carolina de Nord este cooperarea umanitară. Astfel, printre proiectele de caritate implementate în Republica Moldova, figurează renovarea și dotarea mai multor instituții de învățământ, spitale și orfelinate, burse de studii pentru tinerii din familii social vulnerabile, precum și acordarea asistenței medicale, preponderent stomatologice, pentru copii cu necesități speciale. Am semnat astăzi împreună cu doamna Ellen Marshall o versiune revizuită și completată a memorandului de cooperare pentru următorii 5 ani și care ne va permite în continuare dezvoltarea cooperării dintre cei doi parteneri. Reiterăm mulțumirile noastre partenerilor din Carolina de Nord pentru tot sprijinul acordat în aceste peste 2 decenii, pentru colaborarea fructuoasă și numeroasele proiecte implementate în țara noastră. Este un sprijin cu impact benefic direct asupra cetățenilor noștri, în particular a copiilor, a studenților, a categoriilor social vulnerabile, pentru care le rămânem recunoscători prietenilor noștri din Carolina de Nord. Și în încheiere vreau să salut pe cei care îi văd și pe care îi cunosc de aici. Am văzut pe John, este aici, Azif. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut drum să veniți. Mulțumesc. Thank you. Bună ziua! Vreau să mulțumesc foarte sincer toată lumea pentru că sunteți astăzi aici cu noi, cu prietenii noștri din mass media, cu elegii mei din acest parteneriat și comitet de parteneriat colaborare dintre Carolina de Nord și Republica Moldova și mai mulți oaspeți onorați, onorabili. E o onoare pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră. Eu consider acesta fiind un moment foarte important și semnificativ, deoarece am semnat cel de-al 6-lea memorandum de înțelegere pentru a reînnoi acest parteneriat vital și a merge de la anul 25 înainte. Sunt onorată să reprezint Carolina de Nord astăzi și să fiu aici împreună cu domnul prim-ministru Recean, precum și cu toți cei care au venit cu mine din Carolina de Nord. Vă rog să vă ridicați mâna ca să vă vadă toată lumea. Cine sunt cei din Carolina de Nord aici? Încântător, nu-i așa? Eu sunt aici reprezentând guvernatorul Carolinei de Nord, precum și pe mine, care sunt copreședinte a parteneriatului, Comitetul de Parteneriat Bilateral dintre Republica Moldova și Carolina de Nord, de la inițierea acestui an 1999. Guvernatorul Cooper a semnat acest acord înainte de a pleca noi pentru a veni încoace. Dați-mi voie acum să beneficiez de această oportunitate ca să mulțumesc și ambasadorul Lobster și la fel ambasadorul Ursu, care au venit și ei aici la această ocazie extraordinară, precum și foștii ambasador Asif Shawty și Michael Crook, iată acolo. Și da, acest grup din Carolina de Nord este un extraordinar în modalitatea sau în dorința sa de a susține Republica Moldova, în interesul său față de Republica Moldova și modalitatea prietenoasă cu care au fost primiți aici, care la sigur va consolida în continuare și mai mult prietenia noastră. Au fost foarte multe schimbări în lume din momentul în care am semnat memorandumul precedent. La fel aici, în acest loc, în
2019. Nu trebuie să piardă niciunul de aici din sală că relația aceasta, Parteneriatul pentru Pace, acest program, merge acum mână în mână cu prietenii noștri aici din Republica Moldova și odată cu invazia Rusiei în Ucraina, testează, de fapt, democrația pe piața mondială. Parteneriatul din Uniunea Carolina de Nord și Republica Moldova niciodată a fost mai important decât acum, în acest moment extraordinar în istorie, atunci când aveți de-a face cu aceste crize compuse, inclusiv îngrijorări ce țin de agresiunea rusească între limitele hotarului noastră cu dezinformare, informarea greșită și multe alte probleme. Acum, mai mult ca niciodată, știm că orice schimb și orice ajutor umanitar pe care îl facilitează acest parteneriat are un impact asupra rezultatelor și asupra acestei țări. Și acest parteneriat are un impact extraordinar asupra obiectivului Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană către 2030. Și noi să facem tot ce ne stă în putere nouă pentru a ne asigura că veți avea succes în ceea ce privește crearea unei țări mai prospere, mai sigure și mai dezvoltate. Acesta sublinează încă o dată faptul că un lucru care nu se va schimba niciodată este prietenia dintre cei din Republica Moldova și Carolina de Nord. Această prietenie este oficial renovată cu semnarea acestui acord. Dar totodată parteneriatul este despre oameni, nu despre hârtii. Parteneriatul dintre Carolina de Nord și Republica Moldova este recunoscută ca fiind una din cele mai puternice din lume și un model pentru alte state și națiuni. Foarte mulți oameni din această sală de aici au contribuit la dezvoltarea acestei diplomații oameni către oameni care stau în centrul succesului acestui parteneriat. Eu cred că lumea noastră va deveni una mult mai pașnică și mult mai prosperă dacă toată lumea, dacă noi cu toții vom recunoaște rolul pe care fiecare din noi îl avem în sporirea înțelegerii pe plan global. Deci sunt foarte încântată să sărbătorim acest aniversare de 25 de ani acestui parteneriat foarte important în Republica Moldova și Carolina de Nord. Deci haideți să mergem înainte și să vedem de câte ori și câte vieți vom putea îmbunătăți în următorii ani și în următorii zeci de ani. Vă mulțumesc! Bunilor și mulțumim încă o dată tuturor celor care sunt prezenți astăzi la guvern. Domnilor și domnilor, evenimentul de presă s-a încheiat. Mulțumim pentru prezență.